Salut! Am ajuns la numărul 61 a robotului spion. În acest număr primim o antenă Wi-Fi, este pliabil, deci atenție cum o să-l montăm. În numărul 62 primim modulul RF de 2,4 GHz pe care îl putem monta împreună cu antena în dispozitivul Wi-Fi. Haideți să vedem ce ne spune revista. Deci, chestia asta, instrucțiune în video. Nu uitați că în cazul în care întâmpinați dificultăți în timpul ansamblării robotului spion, puteți consulta oricând materiale video postate pe adresa de mai jos. Eaglemoss. Nu vine să cred. Deci, sunt uimit. Deci asta a fost o surpriză foarte, foarte faină pentru mine. Mulțumesc frumos, chiar. Deci, bestia. Ok, haideți să trecem înapoi. Avem etapa 43 când montăm Wi-Fi-ul. Avem aici modulul de urmărire a unei persoane care poartă o baliză și modulul Stealth. Știți bine, am făcut odată un test de acest gen cu ajutorul balizei. Nu știu dacă vi-am amintit să urmărească baliza. Avem niște descrieri destul de interesante. Avem și modul Stealth. Pentru a sta robotul spion astfel încât acesta să îndepărteze modulul Stealth de o persoană, urmați instrucțiunile. Ne asigurăm că baliza este oprită, pornim robotul, așteptăm 15 secunde. După ce îndreptăm telecomanda spre robot, apăsăm butonul de modul Stealth, este acesta cu mască, nu știu dacă se vede bine. De aici, deci butonul din dreapta, al doilea de jos în sus. Robotul se va deplasa prin cameră, evitând obiectele din calea sa. LED-urile roșii indică partea care este mai caldă, deși dacă semnalul este slab, robotul îl va ignora. De aceea, LED-urile se pot aprinde fără vreo reacție din partea robotului. Culoarea albastră indică faptul că LIDAR a detectat un obiect. Această culoare va deveni vizibilă fie pe partea unde se află obiectul, fie pe ambele părți. Dacă obiectul se află în fața robotului, robotul va încerca să evite orice obiect aflat în apropiere și care a fost detectat de LIDAR și, de asemenea, va încerca să evite obiectele calde aflate la o distanță mai mare. Pentru a anula acest mod, apăsăm butonul ieșire. Vorbim puțin despre mimica lui Emo, care în anul 2003, după debutul lui Emo, la expoziția de la Centrul de Cercetare Think Tank, profesorul Noel Sharkey de la Universitatea din Sheffield a vorbit despre cea mai recentă invenție a sa. Vorbim despre roboți telescoape, un ghid destul de larg, un articol destul de mare. Vorbim despre celulele de combustibil, energia robotului, adică de baterii și de celule fotovoltaice. Vorbim puțin despre David Burns, care a fost profesor la Catedra de Informatică din cadrul Universității din Wales. În anul 1980 a primit o diplomă de licență în tehnologie industriale și management. Iar la cyberspace vorbim despre internet și astronomie. Haideți să vedem un așa spus montaj, deși nu vom finaliza încă roboțelul nostru. Bun, doar temporar vom monta antena aceasta. Nu știu dacă vedeți, aceasta se ridică în sus, așa că poziția acesteia va fi în această direcție, mai mult ca sigur. Cablul acesta mic va trebui să îl atașăm de noul chip care urmează, care nu știu când va fi, dar ca să nu pierdem piesele, eu am sugerat să montăm jucăria aceasta cât de cât măcar să stea pe poziție. Eu voi pune și piesele astea două de burete în cutiuță și voi încerca să fixez
Nu prea. Voi încerca să fixez antena în această zonă și voi adăuga cele două șrubele. Voi adăuga două șruburi mici din portofoliul care îl avem. Asta doar așa ca să avem unde să le păstrăm și să mai fie și un video de montaj, fiindcă nu prea am montat nimic în ultimele numere. Deci cam acesta ar fi receiver-ul Wi-Fi pe care eu am să-l poziționez acum cu acest cablu micuț în zona asta și voi încerca să fiu atent să nu cumva să pișc acest cablu micuț. Și de fapt voi desfrânge puțin acum cât să pot să introduc acest cap. Să știți că este destul de greu să montăm așa ceva. Ok. Voi adăuga șrubelul acesta. Pe poziție. Și vom adăuga și ultimul șurub. Așa suntem siguri că nu pierdem nimica din această cutiuță, dar repet, atenție foarte mare. Deci atenție foarte mare cu cablul antenei, să nu cumva să-l pierdem. Acesta este cutiuța, va sta pe masă și vom putea direcționa semnalul Wi-Fi, adică antena, în jos sau în sus. Vom vedea numerele următoare. Eu am fost Mihai și ne vedem peste o săptămână.